Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat un spot social prin care oamenii sunt atenționați să respecte cu strictețe regulile antiincendiare la exploatarea butăliilor cu gaz lichefiat și la utilizarea instalațiilor ce funcționează pe bază de gaze naturale. Dar ce ai de gând să faci? Ce am de gând să fac? Mă pregătesc de iarnă. Dar e periculos să ții o butelie în apartament. Poate că ești periculos? Dar dacă nu o să avem gaze în conducte? Dacă v-ați gândit deja la o asemenea soluție pentru această iarnă, care se anunță destul de grea în contextul crizei energetice, salvatorii vin cu atenționări. Aceștia au lansat un spot în care vin cu recomandări în vederea verificării minuțioase a instalațiilor conectate la gaze naturale. În cazul în care s-au defectat, oamenii sunt îndemnați să solicite ajutorul specialiștilor, întrucât riscurile sunt foarte mari. Prin acest material, IGSU atenționează cetățenii să nu utilizeze butăliile de gaz în încăperile locative, dar să le poziționeze la o distanță de siguranță de locuință într-o cutie metalică pentru a evita scurgerile de gaze sau alte situații de risc. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, anual pe teritoriul țării, aproximativ 50 de persoane suferă traumatisme ca urmare a utilizării incorrecte a instalațiilor ce funcționează pe bază de gaze naturale. Amintim că în 2019, într-un apartament dintr-un bloc de locuințe din capitală, s-a produs o explozie puternică din cauza unei butelii cu gaz. În urma deflagrației, 4 oameni au murit, iar alți 9 au avut de suferit îngrijiri medicale.